Hello everyone. Deci noi suntem echipa Atlas și astăzi vom încerca să vă facem o prezentare un pic atipică din cauză că nu ne vom axa așa de mult pe o prezentare grafică, ci vom încerca să vă prezentăm efectiv produsul finit. Cafeaua este apa IT-ului. Sunteți de acord cu această afirmație? Poți să repeți afirmația? Cafeaua este apa IT-ului. Vă regăsiți? Sunteți de acord cu această afirmație? Nu, eu am început să beau cafea doar după ce n-am mai programat. Da, apă. Apă, cafea, apă. Mă uit în sală și văd sticle de suc. V-am văzut dumneavoastră cu cafeaua. Și, în primul rând, sticle de apă. Așadar, la bază stă apa și în cafea și în suc. Dar câți dintre noi știm ce se află în apa pe care o bem? Dacă v-aș spune că o treime din apele României nu respectă standardele europene, conform unui studiu realizat de Administrația Națională a Apelor Române. Motivele pentru acest deficit al apelor cu calitate superioară sunt deversările ilegale de deșeuri pe care le putem vedea oriunde, dar mai important, lipsa stațiilor de epurare, deci apa nu este curățată. Pentru a rezolva această problemă, în primul rând, trebuie să știm unde să acționăm, unde sunt aceste ape poluate și după să știm cum acționăm. Nu putem aplica orice metodă de a curăța apa, trebuie să știm exact ce nu este în parametrii normali. De aceea, proiectul nostru vine cu rezolvarea acestei probleme. Am construit un aparat autonom, inteligent și cu prețuri reduse de producții. Acum îl invit pe colegul meu Ștefan să vorbească despre aparat. Project Calypso este un sistem de analiză a calității apei, gândit sub forma unei geamanduri, pentru a-i asigura flotabilitatea. El trebuie să plutească, știu că nu prea pare, dar totuși trebuie să plutească. El este low cost, carcasa este realizată de noi și printată 3D, designul făcut într-un software de CAD și în interiorul lui incorporează mai mulți senzori, printre care putem menționa cel de pH pentru aciditate, cel turbiditate, temperatura apei și un senzor mai special este cel de conductivitate electrică, care în mod normal se găsește la prețuri foarte mari, de 150-200 de dolari și noi am reușit să îl realizăm chiar noi, cu niște sârmă de nichelină, să facem un senzor pentru proiectul nostru, astfel încât pe lângă ansamblarea hardware, pe lângă software, am încercat să creăm chiar și hardware. Toate informațiile sunt preluate și transmise mai departe de un microcontroller Arduino Uno, și transmisia se realizează prin intermediul unei antene wireless, dar cum wireless-ul știm deja că nu are rază de acțiune foarte mare, cum ai ieșit din încăpere, cum ai pierdut, ea se mai realizează și cu ajutorul unui shield GSM, astfel încât raza de acoperire a dispozitivului este limitată doar de acoperirea rețelei de telefonie mobilă. Noi putem fi oriunde în țară sau internațional și dispozitivul ne va trimite prin SMS pe telefonul mobil că în data cutare, la locația cutare, deoarece are și modul GPS, apa prezintă următorii parametri și dacă totul este ok sau nu. De asemenea, este și eco, deoarece alimentarea se face cu ajutorul unui panou solar. În continuare, îl voi invita pe Andrei să prezinte software-ul făcut special pentru analiza apei. Ok, stați doar o secundă. Cred că să-l trag așa. Ok, nu se vede prea bine din cauza rezoluției. Pentru a analiza și a salva toate informațiile primite de la dispozitiv, noi ne-am gândit să creăm un soft care să facă exact treaba asta. Trebuie să mă uit aici. Pe prima pagină putem vedea... Numai să găsesc cursorul, că l-am pierdut. Așa. Pe prima pagină putem vedea nivelul bateriei, să vedem cât de încărcat este bateria dispozitivului. Putem vedea, în primul rând, dacă este conectat dispozitivul la softul nostru. Putem vedea dacă sistemul este protejat și alte funcții
adăugate de noi către dispozitiv, putem vedea pe scurt care sunt valorile fiecărui senzor și putem vedea tot pe scurt locația dispozitivului. Apoi, bine, nu prea se înțelege ceva, dacă trag o leacă așa. Ok, asta ar fi fost pagina principală, apoi avem serial, aici putem vedea exact pentru fiecare senzor în parte valorile primite de la dispozitiv. Putem realiza de asemenea numeroase grafice pentru fiecare senzor, de exemplu pentru temperatură. Avem așa, bine, depinde și de valori. Ok, pentru toate sau putem să le vedem pe toate în același timp. Okay. De asemenea putem vedea locația dispozitivului și putem crea și o mapă a tuturor dispozitivelor unde au fost detectate locuri de poluare. Poftim? Da, pot să fac zoom. Nu mai văd. Zoom am făcut, dar... așa. Mai degrabă fac o... Așa, ok. Și de asemenea am creat o bază de date unde... Stați că s-a deschis pe ecranul de aici. Așa. Ok. Putem, de exemplu, să selectăm, nu știu, data aceasta. Ei bine, putem vedea exact unde a fost dispozitivul, putem vedea valorile, timpul și locația, putem vedea dacă valorile sunt încadrate în intervalul bun sau nu. Și, de asemenea, ni se face o medie per total pe acea zi și ni se spune dacă calitatea apei a fost bună sau nu în ziua respectivă. De asemenea, pe lângă faptul că ne-am străduit să facem cât de tanș am putut, am implementat și un sistem de siguranță. Avem un senzor de detecție a umității, astfel încât dacă există posibilitatea să pătrundă apă în dispozitiv, noi vom fi avertizați prin intermediul aplicației, astfel încât să putem rezolva, recupera dispozitivul, până să distrugă partea de electronică. Faptul că este low cost, acoperirea națională, ne permite să realizăm o rețea națională sau internațională de numeroase astfel de dispozitive care se transmită din toate zonele parametrii apei, astfel încât putem face o hartă în care să evidențăm locurile în care există deversări ilegale și să comunicăm instituțiilor statului eventual pentru a lua măsuri în ceea ce privește... sau în unor agenții private. Da. Da. În concluzie, considerăm că sistemul nostru poate face o diferență în ceea ce înseamnă calitatea apei, atât în România cât și internațional, și sperăm cu tărie să aibă un impact asupra mediului, astfel încât să avem pe viitor o apă mai curată și mai sănătoasă. Eu am fost Ștefan, țin să le mulțumesc colegilor mei, Elena și Andrei, și în special mentorului Andreea, care mereu ne-a ajutat și ne-a fost de foarte mare ajutor de-a lungul proiectului. Și de asemenea, am dorit, avem aici pentru juriu și un caiet tehnic al